Sfântul proroc Ilie Tezvitanul a fost prăznuit în mod deosebit și în Episcopia Caransebeșului. Manifestările au început de aseară la Mănăstirea Sfântul Ilie Vasiova din Bocșa, acolo unde Chiriarhul Eparhiei, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, alături de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodoxi din Ungaria, au oficiat slujba de priveghere în altarul de vară al mănăstirii. Și în acest an al Mântuirii 2010, foarte mulți credincioși s-au îndreptat pașii spre această sfântă mănăstire, la slujba de vecernie, de litie și de utrenie, slujba de priveghere care s-a oficiat aici. Binecuvântare pentru noi și pentru credincioșii noștri români din Ungaria să putem să fi putut face acest pelerinaj la Mănăstirea din România și mulțumim pentru binecuvântările și pentru sprijinul acordat ierarhilor din România. Astăzi, sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul din Episcopia Caransebeșului a continuat cu pelerinajul la Hramul Schitului Sfântul Ilie de pe Muntele Semenic. După săvârșirea slujbei de sfințire a apei în locul numit Scăldătoarea Vulturilor, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a oficiat Sfânta Liturghie într-un foișor special amenajat lângă Biserica Schitului, alături de un sobor de preoți și diaconi.